Hei, salut și bine v-am regăsit la un nou episod de Drive World, un joculeț nou pe acest canal. N-am jucat deloc Drive World, singurul joc cu mașini de pe Roblox a fost Driving Empire, care ăla m-a jucat o grămadă de timp. Dar ideea e că nu prea o să mai apară așa de multe episoade cu Driving Empire când modific ceva vreo mașină, pentru că, sincer să fiu, dacă să stau și să mă chinui că nu merge, că mi-apare mereu problema pe Driving Empire, că nu mai pot să scriu nimic nici în chat, nici pe numele de matriculare, nici nimic, mai bine o să jucăm Drive World până atunci. Și da, știu că trebuia să postez încă de când am început să mă joc. Am început să mă joc jocul ăsta de vreau să spun acum 2 zile, dar nu chiar de 2 zile. Mă joc de aproximativ 5 zile, jocul ăsta, și deja am o mașină bombă, 2452 de cai și 1134 punctajul. Mașinile de le am sunt astea, un Nissan R35, GTR R35, care arată așa. După aia avem și tirul ăsta GMC, nu știu, nu sunt sigur. Pe ăsta l-am ridicat așa de sus că, na, ca să pot să trec și eu peste obstacole. Și mașina asta, nu știu ce vrea să fie, vreo Toyota, ceva gen. Care asta putea să o luați de la Weekly Quest. Weekly Quest. Dar săptămâna trecută putea să o luați asta, acum puteți să luați alte mașini. Deci în fiecare săptămână plus 2 mașini la Quest. La Weekly Quest. Dar, na. Hai să ne luăm Aventadorul, cu toate că mă simt cam trist că ăsta nu prea prinde atât de mult ca Nissan. Sau mai mult. Sau astea, cât prinde stoc? Eu nu știu cât prinde. 389 prinde asta stoc. Păi și e și de stai ce? 389 și Nissan-ul meu prinde 323 stoc. Nu știu, cred că modificările, deși bine, vă asigur că m-am modificat la maxim. Deci, Lamborghini e modificat la maxim, n-am... Nu puteți să ziceți că nu l-am modificat, l-am modificat la maxim, dar acum nu înțeleg de ce se întâmplă chestia asta. Dar nu o să băgăm de seamă că măcar avem o mașină fițoasă, o mașină care rar mai e într-un joc și când e arată cam... Eh? Da, bine, îmi place că măcar Drive World au păstrat măcar forma de Lambo. În schimb, farurile și găurile alea de aer și stopurile nu prea sunt așa, dar... Na, vă dați seama că acum toate jocurile astea de au Lambo. Nu înțeleg de ce n-ai bine o să aude niciun. Că revin. Bun, haideți că am revenit, am reintrat pe joc, pentru că nu știu de ce n-ai bine să auzi sunetul. Dar, în fine, de aici, opa, se aude foarte frumos V12-le, adică chiar are sunet de Lamborghini. Așa, și ce vreau eu să vă spun, înainte să începem să facem noi, să mergem pe aici ca de străvălații și să mai facem câteva chestii interesante, vreau să vă spun că în jocul ăsta, dacă vreți să faceți bani, aveți două modalități. Prima este să faceți curse cu mașinile și a doua este să faceți curse cu camioanele. Curse, adică să transportați din astea remorci. Dar la noi în România așa se spune, curse.
Și puteți să faceți cu camionul, puteți să faceți într-o zi 1 milion, ba chiar 2 milioane puteți să faceți într-o zi cu un camion. Că pe ăla vă dă foarte, foarte mult. Pe când la mașină îți dă foarte puțin, ceea ce chiar are logică. Are chiar foarte multă logică, dacă stați să mă întrebați pe mine. Pentru că odată că greutatea e foarte mare, mă rog, greutatea de la ce transporti e extrem de diferită și mai mare. Uite aici pe spate, cam iese prea tare în evidență. Cam atât. Cât să fie și cu roata de-n față. Așa. Vreau să mai fac și... Sau ia asta puțin, că vreau să fac și interiorul. Interior vreau să-l fac roșu. Mamă! Mamă, ce bine arată! Să facem direct scaunele așa sau să le facem cu secondary? Pare sport oricum mai dau. Dar eu totuși zic că să le lăsăm așa. Și gata. Gata, că ne-am făcut puțin mașina. Ce să și zic, e demențială mașina asta. Și sunetul ăla de V12, care urlă. Care urlă, nu mă băga în apă și nu m-a aruncat de pe hartă, cum faci cu toate mașinile. Și apropo, să știți că nu e chiar neapărat să aveți o mașină foarte bună. Adică, de exemplu, puteți să vă luați o mașină, nu știu, la 27.000, de exemplu, Tigerul. Nu știu cum aud că... Well, asta a fost destul de tare. Sau nu, totuși cam e prea mult roșu în interior. Mai bine fac eu la interior. Interiorul să fie negru. Așa. Opa, nu chiar. Si secundari. Așa, să fie puțin mai sport. Nu de altă, dar să existe și o parte sport în mașina asta. În afară de looking. Așa, revenind la ce vreau să vă spun. Adică, de exemplu, Tigerul, o mașină la 27.000, stați că vă arăt imediat. E jos, jos, vicina e bijo costă pe cu mașinile cele mai scumpe până la alea mai ieftine. Dar nu contează. Uitați aici, Tigerul. Deci prinde 265 de kilometri și are 202 cai puteri. E bine, eu am testat mașina asta, am făcut-o la maxim, am pus V10. Că V12-le n-aveam bani, că oricum V12-le trebuie să muncești pentru el. Am luat mașina asta și ghiciți ce? Maximum am reușit să prind 540, nu 562. Ba chiar în apă am ținut pe drept, am reușit să prind și 612. Deci, nu e neapărat nevoie de o mașină foarte scumpă. Atâta timp cât ți-ai o mașină care... Na... E mai... Care poți să îi pui motor și să o modifici la maxim. Ei bine, e foarte bună și aia. Și... Ca să...
Pă bune, mă, tu chiar stai așa de chill? Stai relax? Ok, nu mă așteptam ca caracterul meu să stea așa de relax, dar în fine. Și vă recomand un tir ca să faceți bani foarte rapid cu el. Mă rog, cu orice tir puteți să faceți tir. Cu orice tir puteți să faceți bani rapid, dar. Na, tirul ăsta e mult mai rapid decât toate Scania-ul, adică ăsta de 220.000. Ăsta e mai bun până și camionul ăsta de la Tesla. Tesla-ul e mai încet, dar are mult mai mult cai putere. Ei bine, nu vă înșelați. Nu credeți voi că dacă are mai mult cai putere, e mai bun, că nu merge deloc. Așa, deci e mult mai bun decât Tesla-ul. Chiar deși Tesla are 2000 și ceva de cai putere, dar Scania-ul e mai bun. Bine, eu acum l-am pe ăsta. Dar oricum le-am testat pe toate. Am atât GMC-ul cu ăsta, cred, nu știu ce marcă e tirul, dar na. Dar na, v-am spus care este tirul cel mai bun din jocul ăsta. Așa că, hai să ne ducem ca niște vit. Hai să facem numai nebunii cu Lambo. Îi dăm viteză, facem tot ce trebuie. Poate, nu știu, dacă e să stau și să mai mă gândesc până în episodul următor din Drive World, mă rog, din joculețul acesta, poate mai fac rost de o mașină și, na, poate fac rost de bani ca să o și mă, să modific direct pe episod. Pentru că parcă asta e adevărata fericire. Mă rog, adevăratul scop. What the fuck? Uite-l pe ăsta, are un huracan! Bă, fratelo! Vino încoace! Are huracanul ăla normal? Păi vreau să-mi iau și eu odată, dar na. Așa, apropo, ca idee, dacă vreți să vă luați mașina asta, Lambo-ul ăsta, pe lângă faptul că mașina asta costă 700 de mii, bă, dar trebuie să bagi mult în ea. Mult rău de tot, adică 200, 240 m-a costat. Ce naibii m-a costat? Nu mai știu ce m-a costat, dar oricum sunt scumpe rău piesele. Ceea ce mă cam deranjează că sunt așa de scumpe, că trebuie să stai și să faci bani. Adică eu, înainte să iau ăsta Aventadorul, am avut Tesla-ul și m-am gândit că, bă, hai să fac 800 de mii și pe urmă să vând ăsta Tesla-ul ca să fac un milion pentru odată să cumpăr mașina și încă o dată să o modific. Bă, dacă n-am văzut ce prețuri sunt, am zis, nu, că trebuie să-mi iau tirul înapoi. Și eu, precum am băgat deja ceva bani în mașină, n-am mai avut bani de Scania. Așa că mi-am luat GMC-ul ăsta, nu știu ce mașină e, nu știu, chiar nu știu ce marcă de tirul e asta, dar oricum e americană. Și am stat și am făcut 630 de mii, mai avea nevoie ca să completez, să fac toate upgrade-urile. Huracanul ăsta ar fi șmecher să-l facem cândva. Dar nu știu, cred că o să facem altă mașină. Cred că o să facem mașina aia car am luat-o de la Weekly Quest. Pentru că aia e singura mașină pe care putem să o facem, dar nu acum, pentru că acum nu prea avem destui bani ca să o facem. Dar na, cam asta a fost primul episod din acest joc. Poate mai pe seară o să mai apară încă unul. Și între timp cred că o să apară și un episod în pierdut ce nume. Așa că, da, ne auzim pe data viitoare. Pa, pa!